Robert Negoiță va fi audiat joi ca martor în dosarul în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu, una dintre cele două angajate de GASPC Tellerman, care potrivit DNA lucrau la PSD fiind angajate la cabinetul de parlamentar al actualului edil al sectorului 3. Eu pe cele două doamne, dacă le văd, nu le mai cunosc. Am aflat și de aia sunt aici că una dintre cele două persoane a fost angajată la mine la cabinet când am fost parlamentar de Tellerman, a declarat Robert Negoiță. Edilul a confirmat că persoana respectivă i-a fost recomandată de partid, menționând că nu a știut că era angajată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, conform Mediafax.